Nu, prin harul lui Dumnezeu și în această binecuvântată zi am dorit ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru atât prin vestirea cuvântului pe care îl rog pe Domnul să mă învrednicească la aceasta, cât și prin ascultarea cuvântului care la fel Domnul să învrednicească pe toți frață, ca să asculte și să pună la inimă ce Dumnezeu ne-a dat. Nu știu dacă știți și cântarea Vine Iisus spre cetatea cea sfântă. O știți? Unii o știe, unii nu știe. Dar m-am gândit că asta e bună și mi-a părut bine când am găsit-o, că de vreme n-am mai cântat-o și apoi am găsit-o și am copiat-o frumos. Vine Iisus spre cetatea cea sfântă, cu el vin pescarii din țara de sus, cu el vine gloata de sfinți care cântă. Vine Iisus, ramuri și haine acoperă drumul, măgărușul calcă prudent și supus. Templu spre cer își clatină fumul, că vine Iisus. Baruch Abba cântă coloana, binecuvântat fie harul adus. Glorie celui ce vine, osana, vine Iisus. Cine-i acesta? Se-ntreabă vecinii, e profetul din Nazaret, decât toți mai presus. În sinedriu grabnic se adună bătrânii, că vine sare Pilat, ieșind sub arcadă, mâna streșină peste ochi și-a pus. Hei, căpitane, trimite-ți scoade, că vine orbi porneiesc, bâșbăind prin mulțime, pe unde vine, pe unde s-a dus. Cântec și chio, clipe sublime, că vine Trec zilele, trec și anii, Iisus și pescarii din cetatea sfântă pornesc spre apus. Popoarele cântă, se încruntă cezarii, că vine Iisus.
Vin la iertare, mulțim de păcate, Tiberiu Nero, Doclețian s-a dus, Constantin cel Mare le dă libertate, că vine Iisus. Mâini cu mătănii ascund vestea bună, Eviul Mediu oblonul și-a pus, dar Domnul iarăși pe-ai săi și adună, că vine Iisus. Dau mărturie albigenților arzi, pe rug în flăcări să mistuie hus, Luther și Calvin se-nalță ca braze, vine Iisus. Iată Billy Graham, în vremea din urmă, are un cuvânt puternic de spus, un cuvânt ce milioane de inimi scurmă, vine Iisus. Trece Evanghelia, înconjur în planeta, popoarele Africii, poporul hindus, tresar auzind cum răsună trompeta, vine Iisus. Veniți, prieteni, veniți, torente, vine Mesia, după cum ne-a spus. Aplaudați păr păduri, cântați continente, că vine Iisus. Vine Veniți, noroade, veniți și voi, prieteni, căci vine Mesia, după cum ne-a spus. Aplaudați păduri, cântați continente, că vine Iisus. Glorie Lui! Preiubiților, frați, surori, prieteni, toți care sunteți și suntem prezenți, cea mai mare veste, cea mai sfântă, cea mai bună dintre toate, este că vine Iisus. Cântarea aceasta, făcută de Ioanid, măcar că el la rândul lui a fost hiritonisit ca preot, dar el vedea ceva foarte adânc, mâini cu mătănii ascund vestea bună. El vedea că clericii bisericilor nu vor ca oamenii să cunoască pe Iisus. Și până azi se întâmplă așa. Eu umblu mult prin Harul Domnului și am putut constata aceasta.
să te duci lângă Gherla, la mănăstirea de la Nicula și să vezi profesori universitari, ingineri, medici, oameni politici, sărută o icoană, lucru interzis de Scriptură, că mâinile cumătănii ascund vestea bună. Dragii mei, să vezi apoi la Argeș o mică raclă în care, zic ei, ar fi osăminte ale unei femei sfinte. La fel merg oameni de toate taliile și sărut acolo racla aia. Să te duci în Moldova, să vezi Sfânta Paraschivă, dacă va mai fi ea în racla aia, dacă cumva nu va fi și acolo, cum povestea la televiziunea română un călugăr de la Gherla ce s-a întors la Dumnezeu și a început și a desfășurat tainele ce se întâmplă pe acolo. Cum episcopul a avut un câine mare și l-a sacrificat să-i scoată os cu os de secție, așa, și apoi i le-a afumat un pic și i le-a făcut cum le-a făcut și le-a așezat la fel într-o raclă, lăsând doar un jam ca să vezi oasele acolo și le-a botezat că oasele Sfântului nu știu care. Și oamenii se duc și pup acolo. Că mâini cumătănii ascund vestea bună. Numai în Iisus e răscumpărare. Nu este chip, nu este formă, nu este nimic pe lumea asta cine să poată ierta un păcat decât jertfa mântuitoare a Domnului Iisus, despre care s-a citit încă din prorocul Isaia, capitolul 53. O altă formă nu există, nici o închinare nu valorează nimic decât închinarea pe care toți apostolii au recunoscut-o și Petru ne spune în Fapte, nu este dat omului un alt nume în care să fim mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Mărească-i să numele! De ce oare au fost atâția sfinți, începând cu neprihănitul Abel, apoi cu Noe, apoi cu Avram, Isaac, Iacov, Moise, Iosif și atâți sfinți de-a lungul vremilor și Noul Testament
oameni însoțiți de puterea divină, a căror prezență făcea minuni. Umbra lor, trecând peste cineva, să vindeca. Oameni sfinți, cum am amintit și aseară de Azusa Street, când un om de culoare, negru la chip, predica și se ruga într-o încăpere și veneau oamenii bolnavi pe căruțe trași de cai și când sosea în dreptul geamurilor, îi auzea vocea și săreau din căruță vindecați. Și până astăzi, Dumnezeu face minuni. Dumnezeu face minuni. Săptămâna trecută a venit un om, m-a căutat, a sunat la ușă și când l-am primit, el sărmanul era chinuit grozav, ochii în cap se-n turnau aiurea, avea pe ei apa morță, dădea din umeri, făcea gesturi. Ce-i cu tine, omule? Mă pasă ceva aici, mă pasă aici, nu mai pot, mă pasă aici. Și fiindcă aveam experiență și cunoșteam diferite aspecte de genul ăsta, l-am întrebat, de când n-ai mâncat? Păi de 3 zile nu mă lasă să mănânc nimic. Cine nu te lasă? Păi nu știu, puterea asta ce mă pasă aici. Imediat am luat o bucățică de cârnaț având la îndemână, l-am înfășurat într-o hârtie de bucătărie, l-am udat bine, am pus pe o blid și l-am băgat la microunde un minut, că așa îmi place mie să-l fac, mie nu-mi place dacă îl frigi, să prea uscă, dacă îl ferb, n-are același gust. Dar așa e și fiert și fript și tare bun. Și cum mi-a plăcut mie, am făcut și lui. Și am mai făcut o cană de lapte călduț și altceva. Hai și mâncă, dar nu pot. Hai să ne rugăm. Ne-am rugat. Hai și mâncă, dar nu pot. Când a băgat prima bucătură, când a fugit spre ușa ce dădea în partea cealaltă, nu intrarea, a deschis-o în larg, că el vomită. Nu-i voie, mă! Nu-i voie! Trage aer tare în tine! Hai iar la rugăciune! Hai iar și mai în bucur! O jumătate de zi! Până când a scăpat de tu om! Dar în numele lui Iisus a scăpat! Numele lui Iisus are putere și astăzi. Mărească-i să numele. Pentru că ați auzit ce s-a citit din Isaia capitolul 53, versetul 12. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Slăvit să-i fie numele. Deci el s-a dat pe sine însuși la moarte.
Și evanghelistul consemnează, el de bună voia lui s-a dat morți. De bună voia lui. Și în Matei spune la fel, ca și în Ioan, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iară. În Ioan, nimeni nu mi-o ia cu sila, o dau eu de la mine. Mărească-i să numele. Dragii mei, suntem într-o zi când ne stă în față masa Domnului, cum mai e numită, cina Domnului, cum mai e numită, împărtășirea, cum mai poartă nume, frângerea pâinii. Toate aceste denumiri au căpătat denumirea de la ziua aceea de joi seara, înaintea patimilor lui Iisus, când Iisus Hristos a oficiat pentru prima dată cina cea de... Ce înseamnă taină? Taină este un lucru necunoscut. Și știți că pentru majoritatea lumii care populează astăzi planeta și în 24 octombrie s-a născut undeva în Africa printre cei registrați cel de-al 7-lea miliard de suflet. Dar de atunci până acum s-au mai fi născut câteva milioane pe tot pământul. Dar în puhoiul ăsta mare de oameni încă rămâne taină. Rămâne o taină și pentru cei ce se împărtășesc de multe ori nu cunosc ce fac. Fie ei ortodoxi, fie chiar penticostali, dar mulți nu știe ce înseamnă că iei de acolo o bucățică de pâine și ce înseamnă că guști dintr-un pahar. Mulți nu știe ce e aia. O fac ca așa am primit. Sau alții, nu o fac deloc. Am întâlnit persoane care s-au botezat. Unul pe nume era Zemora Gheorghe. L-am întrebat, de când ai mai luat tu Sfânta Împărtășire, cina Domnului? Și el a spus, de 36 de ani. Cum adică? Nu mă mai întreba nimeni de ce nu iau. Dar tu nu te-ai întrebat de ce nu iei? Păi am avut motivele mele. Și care erau alea? Păi când a început să se destăinuie și să le spună, te-o tăia groaza. Dar era și el botezat. În fine, n-am fost prezent, dar mi-a povestit fratele Andrei, de exemplu, de la Detroit, ăla ce spune poezii, mai cunoașteți unii, cum la ei s-a întâmplat o divergență între doi frați, de la un cuvânt biblic, nu-l puteau ei pune de comun acord, unul zice așa, unul așa. Unul din ei a spus, păi frate, hai să mergem până la Pătrăuțeni, acolo era răscol, până nu a venit în America. Să întrebăm pe Domnul, să vedem. Și mergând
cu trenul, după aia s-a dat jos și după aia trebuia să traverseze peste un câmp frumos ca să meargă într-acolo. Vede de departe venind o femeie pe drum. Unul din ei spune, mă, aia e pocăită, aia e soră. Celălalt, de unde știi? Să vede pe mers, că pocăiță să cunosc pe mers. Și dacă sunt mașină, pocăiță să cunosc pe mers. Care nu-i pocăit cum trebuie, când pleacă de pe loc, îi zboară tot de sub cauciucuri și arată că e plin de fire. Dacă merge pe drum și vede că cineva nu conduce exact cum el ar vrea, îl sună. Sau cine știe, dar și din mașină îl vezi că ăla nu-i pocăit, știi? Pocăitul e liniștit, are răbdare și merge frumos. Dar dacă mergi pe jos, neapărat trebuie să te cunoști pe mers că tu ești pocăit. Celălalt zice, mă, dacă e pocăită, când sosește aici, facem o rugăciune. Ăsta care o zis din tâi că e pocăită, când s-o apropiat de departe, pacea Domnului, soră, pacea Domnului, fraților, de unde sunteți? A, din cutare loc. Dar hai să facem o rugăciune. Să pleacă pe genunchi. Când să pleacă pe genunchi, respectiva prorocește cu privire la ei și le descopere secretul biblic. Voi vă frământați mintea cu textul, cu tare din capitolul și versetul. Așa trebuie să-l înțelegeți. Că de altfel așa e o prorocie. Ea nu-i VNV. Ea trebuie să fie precis. În fine, ălalalt zice, măi, acum mai are rost să mai mergem. Băi, dacă am venit atâta drum, dar și peste dealurile astea, mai avem doar 4 km. Mergem. Ce să ne întoarcem înapoi? Mergem. Bucuroși, mă, parcă ajuns în cer. Ce frumos li s-a desfăcut tot. S-o sus la răscol. Să pleacă pe genunchi la răscol, să se roage și prin răscol strigă Duhul Sfânt. V-ați bucurat că vi s-a desfăcut și vi s-a luminat taina. V-ați bucurat, știi? Dar cu persoane ca acestea, în ziua răsplătirii, nu vă veți întâlni. Vai de mine, Doamne! Păi dacă și un proroc care descoase cele mai adânci taine, nu le întâlni acolo să gândesc ăștia, păi cu cine ne-o mai întâlni? Răscolă îi întreabă, păi cum, ce s-a întâmplat? Și ăștia îi spun, venim pe drum, în locul cu tare, așa, așa, am văzut de departe o femeie, în fine, ne-am rugat cu ea și uite-te, noi ne dezbătem tema asta și nu puteam cădea de acord. Și până la urmă ne-am mai și supărat unul pe altul și nu știu eu ce, care avem dreptate, na, mă rog. Și când ne-am plecat acolo în câmp cu ea, ui, așa ne-a desfăcut toată taina. Mare lucru, zice răscol. Dar cum de prin mine s-a zis Duhul Sfânt că cu persoane din astea nu vă veți întâlni? Și face cercetări. Cine-i prin zonă? Ce femeie e proroc pe acolo și așa și în ziua aia? Să meargă pe acolo, găsește. Când o găsește, întreabă pe frați, cum se comportă femeia asta? Foarte frumos, foarte frumos, își educă copiii frumos, e ceva, e foarte frumos. Dar ce defect are femeia asta? Că trebuie să aibă un defect. O, Doamne, spune un bătrân, știi care e defectul ei?
a apucat o învățătură străină în care i s-a spus că ea se împărtășește din cuvânt, pâinea-i cuvântul, rodul viței cuvântul și ea nu se împărtășește cu pâine și cu vin. Și de atunci ea nu s-a mai împărtășit niciodată. Plină de Duh Sfânt și de darul, cu o viață model, dar dacă nu te împărtășești în ziua răsplătirii, nu te întâlnești cu Sfinții. E un lucru extraordinar. De ce-i zice taină? E un lucru foarte mare. De ce-i zice taină? În primul statut penticostal făcut în România, era printre altele, când vorbea despre cina Domnului acolo și despre rândul el, oricine nu se împărtășește 3 luni de zile, să-l ștergi din registru de membru, că este un mădular mort în trupul lui Hristos. N-ai după ce îl ține acolo. Acum, dacă ar fi să vă întreb și ați fi foarte sinceri, câți nu v-ați împărtășit 3 luni în urmă? Sau câți nu v-ați împărtășit în anul trecut deloc? Sau care de când nu v-ați împărtășit? Să știți că asta e o taină. Și de ce e taină? Hai să citim în Matei 26 cu 26 începând, ca să vedem de ce e taină. Că noi adesea ori vorbim, dar poate nu suntem capabili sau nu ne dă Domnul la îndemână ca să lămurim câte un lucru care de altfel e nevoie și necesar să fie lămurit. Auziți! Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați aceasta, este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci, aici găsim atât sângele care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, dar este sângele legământului celui nou. De ce îi zice sângele legământului celui nou? Pentru că a mai fost un legământ în lege, prin Moise, și acela a fost făcut tot pe bază de sânge. Și aceasta am putea o găsi la evrei, de exemplu, unde putem să vedem Evrei 13 cu 20. Dumnezeu păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru, marele păstor al oilor,
slăvit să fie Domnul. Dar în 12 vom găsi și altceva, sau mai bine zis în 9, în capitolul 9, cu versetul 22, ca cei mai scurt. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Acum mergem la legământul vechi. Acolo se jertfea țapi, tauri, miei, berbeci. Și ca să ajungă pentru tot poporul, înmulțea cu apă. Apoi făcea așa un mătăuz din busuioc, isop și nu știu mai ce, și cu el stropea adunarea. Și astfel făcea curățirea. Dar acel sânge de animale era stropit pe afară. Sângele noului legământ e mult mai presus. Ați auzit că el este și legământul lui celui veșnic. Deci sângele lui Iisus nu a fost un sânge închis în baremul timpului, de la naștere până la moarte, fiindcă el n-a venit pe linie de sânge, adică n-a venit din sămânța unui bărbat, ci el a căpătat viață de la Duhul Sfânt, fie-i slăvit numele. Și Duhul Sfânt e veșnic și sângele legământului ăsta e sânge veșnic. Nu-i numai din sara aia, ci înainte de a fi lumea. Pentru că el era, cum citim la Ioan capitolul 1, care e așa de interesant ca să-l citești și să-l vezi și matale de data asta. Uite ce zice aici. La început, ce se întâmplă? Era. Deci, n-a apărut între timp. Și la început era. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Mulți se întreabă și spun, cum puteți zice că Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu? Păi, dragii mei, dacă un evreu dă naștere la un copil, copilul ăla ce va fi? Evreu. Și dacă un țigan dă naștere la un copil, ce va fi copilul ăla? Țigan. Și dacă un român dă naștere la un copil, copilul ăla va fi român. Sau un englez, sau oricare. Păi tot așa, dacă Dumnezeu a dat naștere la un copil, păi copilul ăla e Dumnezeu. Că el e din Dumnezeu. Cum mărturisim în credeu? V-am dat la câte unii cărticica aia mică, credeu. Și mai am câteva aici.
În românește mai puține, că toți au vrut în românește, dar am tradus și în engleză printr-un frate din Montreal, Paul, și în engleză am mai multișoare cu câteva. Acasă am mai multe. Dar cum zicem, cred eu? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Glorie Lui! Și prin care stau în ființă. Cum zice în 2 Petru, capitolul 3, El fiind cuvântul, de altfel, dar cum zice în 2 Petru, capitolul 3, auziți numai ce minunat ne spune apostolul Petru aici. Așa, versetul 7, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelejuiți. Și versetul 5, despre unii, căci în adins se facă nu știe că odinioară erau ceruri noi și un pământ nou, scos prin cuvântul lui Dumnezeu. Glorie Lui! Deci cuvântul acesta, toate s-au făcut prin El. Și prin El stau în ființă și astăzi. Dar acest cuvânt, numele Lui e Iisus Hristos. Că Isaia, capitolul 9, ne spune ceva foarte interesant și e bine să citim și asta. Isaia, capitolul 9, cu versetul 6. Uitați ce zice, căci un copil ni s-a născut, deci ca trup de om, un copil ni s-a născut, dar mai departe, un fiu ni s-a dat, ăsta nu s-a născut. Ăsta e fără început și fără sfârșit. Un fiu ni s-a dat și ăsta e fiul Dumnezeului celui viu. Așa mărturisește și marele arhanghel Gavril. Că el va fi fiul lui Dumnezeu. Și tu vei naște un fiu, dar ăsta va fi fiul lui Dumnezeu și vei pune numele Iisus. Arhanghelul a venit din sfatul lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl l-a însărcinat și el i-a spus lui Zaharia cu 6 luni mai înainte, când s-a justificat și s-a recomandat, tu nu crezi pusele mele? Cu un alt cuvânt a vorbit către Zaharia. Păi eu sunt Gavril, care stau necurmat înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să spun. Și dacă nu crezi, vei rămâne mut. Vedeți? Și toți necredincioșii într-o zi vor rămâne muți.
Cum se zice în Matei 22, la pilda nunții fiului de împărat? Prietene, cum ai îndrăznit să intri aici? Și ce-o păță prietenul? A muțit. Vedeți? Luați-l acum, legați-i mâinile, legați-l și picioarele și ce să faceți cu el? Să-l duceți așa domnește? Dar ce să faceți? Să-l zvârliți. Vedeți? În dimineața când se pregătea de drum Ianovici din București să plece de la Roma acasă cu fetița lui, a avut un vis pe când să se trezească. Și în visul lui s-a pomenit pe o bandă rulantă care mergea și pe ea ducea mulțime mare de oameni și el era printre ei. Și banda aia spunea că merge la rai. El se tot eschiva și zicea, dar eu nu vreau să mă duc încă. Eu vreau să mai rămân, eu nu vreau să mă duc încă. Dar banda mereu cu toții, înainte, nu putea să o călească. Și când a ajuns la poarta raiului, în visul lui, era un înger mare și puternic acolo. Și el a cunoscut pe unii din frați care erau acolo și a cunoscut pe un frate bătrân care era înaintea lui. Și îngerul îi scodea cu privirea și pe care îl vedea meritios prin har să intre pe poartă, îl lăsa și pe care nu punea mâna pe el și îl zvârlea ca pe o zdreamță. În zvârlitura aia îl zvârlea într-o altă poartă care era poarta iadului și îl și trăjeau în iad. Și așa a pățit un frate pe care l-a cunoscut și i-a spus. Dar el a zis către înger, eu nu vreau să mă duc acum. Îngerul a zis, asta nu mai depinde de mine, asta depinde numai de Dumnezeu. Și când a zis că depinde de Dumnezeu, imediat s-a întâlnit, pare că, fără să vadă o persoană, dar cu cineva care a vorbit și i-a spus, numai să nu uiți ce ți-am făcut, că te-am scăpat de la moarte. Și el se gândea atunci în visul lui și după ce s-a trezit la un accident tragic care l-a avut și a pus contul pe aia. Fetițele au venit la el, au văzut că s-a sculat, le-a spus visul, s-a dus la frați, la masă, mai mulți pângă el acolo, le-a spus visul, sosește la avion, se îmbarcă toți pe avion și când sosește în aer și face câteva zeci sau știu de kilometri, un motor se desprinde și cade. Și cu mare chin, toată lumea în groaza morții era pe bandă. El a început să-i încurajeze. Nu se întâmplă, ajungem, cum, nu știu, dar ajungem iară pe pământ. Și s-a chinuit pilotul cum a putut și a ajuns pe pământ. Că sfatul lui Dumnezeu a fost că nu va muri încă. Dar și acolo el a văzut că îngerul îi zvârlea pe cei ce se credeau neprihăniți și nu erau. Ei, acum,
Noi avem beneficiul ăsta mare de tot. Să ne împărtășim cu Iisus. Împărtășindu-ne cu Iisus, noi avem ocazia să luăm o bucătură, o porție mică de acolo și prin asta, simbolic, dar adevărat, să ne facem mădulare ale trupului lui Iisus. Să bem din sângele lui Iisus și să căpătăm în noi fire dumnezeiască. Așa încât dacă ai fost plin de pofte, să fugă de la tine, să nu le mai ai. Eram și eu un bărbat tânăr și ca toți bărbații avem și eu stările mele lăuntrice. Mulțumim lui Dumnezeu că o singură dată în viață m-a furat ochii să privesc după o femeie. O singură dată. Și pe aia am plâns și am postit și m-am rugat mult și am mers înaintea Domnului. Ce mă fac, Doamne? Păi eu n-am pornit la asta, eu am pornit să te slujesc. Păi ce-i cu mine, ce mă fac? Și când am ajuns la un frate proroc mai bătrân cu mult ca mine, din neamul meu, îl chema tot Hozan, când am ajuns la portița lui să intru în curte, el a venit că avea un câine rău să mă apere, dar în loc să-mi răspundă la salutul meu de pacea Domnului, el vorbea un pic gângav, așa. Ce-i, Hozane, ai venit să te mărturisești? Hai măi, am fugit ață în casă și m-am pus lângă masă și am plâns. Și vine și bătrânul să pune lângă mine, să roagă cu mine. Și Duhul Sfânt strigă prin el, bărbatule, fiindcă ai venit la mine cu trupul tău, am să ți-l fac ca pe a unui copil înțărcat. Glorie Domnului! Și așa l-a făcut. De la ora aia înainte au putut trece femei cum o vrut ele, îmbrăcate, goale. Nu m-a mai afectat. Și m-am rugat tot timpul, scapă-mă de pofta asta firii. Și Dumnezeu m-a scăpat. Dacă vii la El, cum s-a cântat mai înainte, să vii cu păcatul tău, cu povara ta. Dar tu să vii sincer și să vrei și tu, Dumnezeu te salvează. Nu vezi ce se întâmplă în ziua de azi? Tineri, pocăiți, nepocăiți, în dorul ca să se facă mai voluminoși, mai nu știu cum, cumpără pe bani scumpi un fel de droguri injectabile, care sunt hormoni de animale, în special de cal, de nu știu ce, se injectează cu ele, ca să facă mușchi, ca să arate nu știu cum, ca organele lor genitale să fie ce știu cum. Și înșală diavolul cu asta, dar după ce își face injecția aia, el trebuie atâta timp să exerseze cu greutăți, cu ăsta, ca să-și forțeze, să-și dezvolte mușchii. Nu are de unde să aibă așa ceva, nu are ocazia, nu se pune la forță și la munca aia. Atunci, în scurtă vreme, pune pe el grăsime ca și cu lopata. Și toți mușchii ăia care îi vedeți la sportivi și la nu știu ce, nu trec de 40 de ani. Ei se fac ca o obdeală de băgat în păpuci. Și te-ai nenorocit pe toată viața. Și asta pofta din tine te duce la așa ceva. Păi nu mai vorbim de stricăciunile
care sunt în lume prin pofte și păcat. Că s-a atâta și atâta de publicate la ora actuală și cuprind tinerii de pe la 8 ani, 10 ani, 12 ani, îi cuprind în păcate și învață și în școli. Vedeți? Dar noi suntem strămutați din felul de șer de vețuire în împărăția Fiului dragostei Lui. Aici noi ne împărtășim cu sângele cel veșnic. Adică cu acel sânge care n-a perit în miile de ani trecute și nu va peri nici după ce n-or mai fi miile, ci va fi viața veșnică, rămâne și noi rămânem. Și asta e o taină, asta e legământul cel nou, nu-i ca ăla vitelor. Sângele ăsta, ăla stropea pe afară, sângele ăsta stropește în lăuntru. Sângele ăsta ne curățaște de orice întinăciune a minții și a trupului. Slăviți să fie Domnul! Ăsta curăță mintea, ăsta curăță inima, ăsta curăță sufletul, ăsta-ți curăță rinichii, care e aparatul ce înregistrează orice împliniri de pofte trupești. Se înregistrează în rinichi. Și orice pofte care se emancipă în tine se înregistrează în inimă, dar împlinirile se înregistrează în rinichi. Și orice gând nelejuit se înregistrează în cuget. Dumnezeu a pus aceste trei aparate la om și n-are nevoie să stea să vadă ce faci tu. Pavel Apostolul a zis, cugetul meu mi-e martor. David a zis, tu cercetezi inima și rărunchi. El știe ce-i omul. Păi noi venim la Sfânta Împărtășire, care e o taină. Noi ne împărtășim nu numai între noi, dar cu Hristos. Mărească-i să numele. De aceea, evanghelistul Vechiului Testament, Isaia, care a fost citit în capitolul 53, dar mai mult din 52, cu 13, iată, robul meu va propăși, vorba de Iisus, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Pictorii noștri, din partea apuseană, îl face pe Iisus frumos, mă, rotund, gras, roșu în obraj, ochi albaștri, părul frumos peptănat. Dar de la munții Carpați, în Oltenia, Dobroja și dacă merg mai departe, ei au alt Iisus, un Iisus cu față alungită, cu ochii băgați în orbită și masliniu bine. Nu mai seamănă cu ardelenilor și cu ăștia de la apus. Și apoi dacă te duce în Africa, prin Kenya, pe nu știu unde, poate te venirea, că vei vedea un Iisus negru, cu părul numai de un centimetru, aspru ca peria. Oamenii au făcut pe Iisus după cum au gândit ei în capul lor. Dar aici ne spune cum arăta.
atât de mult să deosebea el de înfățișarea fiilor oamenilor. Tocmai ca să nu atragă pe nimeni privirea, mă duc, mă, ce bărbat, mă, ce frumos, ce nu! Era așa de schimonosit că nu-ți plăcea să te uiți la el. Așa de schimonosită era fața. Și apoi, zice în 53, de unde fratele a citit, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Păi oamenii n-au putut crede, li s-au vestit prin proroci, trimit pe Mesia. Iată o stea răsare din Iacov, iată un toiac de cârmuire din Izrael, îl zăresc, dar nu acum, îl privesc, dar de departe. Apoi, chiar mielul jertfit de Abel îl reprezenta pe Iisus. Dar cine a crezut în toată prevestirea făcută de proroci mai înainte? Și prorocul se întreabă, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și prezentul, când el era aici, cine a cunoscut brațul Domnului? El făcea minuni, el făcea semne, el vindeca lepra, el alunga demonii din oameni, el învia morți, braț puternic. Minunat, cum îi zicea Isaia, îl vor numi minunat, făcea minuni, dar cine a crezut? Oamenii n-au putut crede și l-au târât la judecată și la judecată toți au strigat într-un glas, ia-l, ia-l, răstignește-l, răstignește-l! No, nu ne trebuie împărat, noi avem numai pe Cezarul împărat, auzi? Și ei la Cezarul îi zice Mamona. Și acum zice că pe Mamona l-are împărat. Vă aduceți aminte când l-a ispitit pe Iisus să cuvine să dăm bir Cezarului? Păi Iisus a zis, aduceți-mi un ban. Și apoi când i-a adus banul, o zis, a cui sloves aici? Ale Cezarului, chipul pe bana cui? A Cezarului. Apoi dați Cezarului ce a Cezarului și la Dumnezeu dați ce a lui Dumnezeu. Că nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, fiindcă ei socoteau o blasfemie, că trebuie să umble în mână cu chipul unui păgân. Dar acum ei îl cer de împărat pe Mamona și nu pe Iisus. Și Iisus ajunge să fie batjocorit, bătut și răstignit. Dar asta în locul nostru. Sângele lui e sângele legământului celui veșnic. Și prin el noi ne apropiem de Dumnezeu, fie slăvit Domnul! Amin. Am văzut persoane a căror gânduri nu le puteau stăvili în tot felul de lucruri murdare, dar când au venit sincer la mărturisire și ne-am rugat, au scăpat de toate gândurile murdare și le-a fost pus pe limbă cântare de laudă. Mărit să fie Domnul! Doresc să mă opresc aici, că de altfel eu nu gat repede, dar acum trebuie că e și actul cinii. Și Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe noi ca să putem rămâne copiii Lui toată viața noastră. Amin. Amin.